Prezentă la București, comisarul european pentru politică regională a avut ieri o întrevedere cu comisiile reunite pentru afaceri europene ale Senatului și Camerei Deputaților pentru a discuta cele 5 scenarii privind viitorul Europei. În cadrul dezbaterii, Corina Crețu a declarat că România nu-și permite luxul Marii Britanii să iasă din Uniunea Europeană. Suntem la mijlocul exercițiului financiar 2014-2020, avem absorție zero. Comisia Europeană va trebui ca până la finalul anului să propună Parlamentul European noul proiect de buget pentru 2020-2027, pentru viitorul cadru financiar. Atâta vreme cât noi, unele state membre nu dovedesc că au nevoie de acești bani și că pot să-i cheltuiască, ne va fi foarte greu să apărăm aceasta. Deci vorbesc de portofoliul meu. Iar în general, ce să spun, așa am spus mai devreme, mai multă unitate și pe subiecte majore, cred că nu avem nevoie să fim agresivi. Adică sunt lucruri care țin de interesul național al unei țări și trebuie stabilite 3, 4, 5 chestiuni. De pildă, după părerea mea, România nu are altă șansă. România nu își permite luxul Marii Britanii să se gândească vreodată să iasă din Uniunea Europeană. Deci tot ce putem face este să încercăm să îmbunătățim din interior. După părerea mea, pentru o țară ca România, scenariul 5, mai mult împreună, toate statele membre să decidă, să-și pună în comun competențele, resursele, să fie parte a proceselor decizionale. Mă interesează și voi încerca să aflu de ce merge așa de încet rata de contractare. România media de contractare este de 5%. Am înțeles că s-a încheiat contractul pentru studii de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale la Cluj, Craiova și Iași cu Banca Europeană de Investiții, dâns și estimează că aceste studii vor dura în jur de 6-8 luni de zile, după care, sigur, vor trebui lansate procedurile de licitare. Mi-au spus cei din serviciile mele că sunt optimistă, spun că vor începe lucrurile în 2018. Locațiile sunt stabilite, deci acest lucru l-am realizat într-un an de zile. Proiectul pentru studii de fezabilitate, contractul a fost semnat, mai avem bani la dispoziție. Voi discuta mâine cu domnul ministru al Sănătății pentru 280 de modernizări de spitale și de unități sanitare, pentru care nu avem proiecte până la această oră. Deci, suma totală este de aproape 400 de milioane de euro pentru sistemul sanitar, din care 150 de milioane sunt pentru cele 3 spitale regionale. Am avut o întâlnire de lucru astăzi, efectiv de lucru, cu doamna comisar și cu ceilalți colegi de la Comisia Europeană. Și s-au discutat foarte multe aspecte tehnice. De ce? Pentru că noi, Guvernul României, considerăm și știm că fondurile europene reprezintă un motor al creșterii economice. Punem accent pe atragerea de fonduri europene. Dorim să deblocăm lucrurile care perioada trecută au fost blocate. Sunt lucruri concrete pe fiecare domeniu în parte pe care trebuie să le facem în perioada următoare și unde avem sprijinul doamnei comisar și nu numai. Avem termene limită, termene impuse de noi, astfel încât acel scadențar pe care ni-l dorim să-l păstrăm să poată să fie pus în practică. Pot să vă spun că în aceste 2 luni s-au luat măsuri astfel încât în perioada următoare toate autoritățile de management să fie acreditate până la sfârșitul anului. De asemenea, în perioada imediat următoare se vor semna contracte de finanțare pe programul de competitivitate pe axa de IT. E un lucru important și pe capital uman. Iarăși, în perioada următoare, veți vedea un număr foarte mare de ghiduri de finanțare. Aceste lucruri vor fi lansate în luna aprilie. Un lucru bun, deși nesperat la un moment dat, este că
Așa cum a anunțat doamna comisar ieri, pe exercițiul bugetar 2007-2013 ne închidem sau ne vom închide la sfârșitul acestei luni din prognoze cu o rată de absorpție, așa cum spuneam, nesperat de mare dacă ne gândim la anul 2011-2010 și care e undeva în jurul a 90%, e un lucru extrem de bun, dar e și poate un exemplu pentru ceea ce avem de făcut în viitor. Vreau să vă spun că sunt lucruri de pus în practică, lucruri tehnice, lucruri care să simplifice în acord cu Comisia Europeană, să simplifice tot acest proces, astfel încât până la urmă finanțarea și atragerea de fonduri europene, așa cum spuneam, fiind o prioritate a guvernului pe care îl conduc, să fie și pusă în practică dincolo de vorbe. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou împreună. Vă mulțumesc foarte mult că seara ați fost într-un număr atât de mare alături de noi. Am văzut că ați urmărit dezbaterea, atât prima parte, cât și a doua parte. În această seară continuăm să vă aducem dezvăluiri despre pactul de coabitare 2012. Veți afla informații uluitoare despre cum era cât paci să ajungă premier Liviu Dragnea și nu Victor Ponta în 2012, cum se juca Traian Băsescu, cum îi juca pe degete pe cei trei lideri ai USL. Vom vorbi despre asta de la 22:15, pentru că până atunci vorbim despre bani, despre dezvoltare, despre Europa și despre ritmuri de dezvoltare, dar și despre unde vin banii sau de ce nu vin bani atât cât ne-am dorit noi, după modelul maghiar sau după modelul polonez, în România. Și în această seară vorbim cu un român care este acolo, nu vorbim cu... Am văzut mesajele dumneavoastră, vă mulțumesc. Din punctul meu de vedere, invitatul meu și al dumneavoastră, doamna comisar european Corina Crețu, este reprezentant al României. Pentru mine, faptul că dânsul a fost senator PSD, putea fi PRM, UDMR, PNL sau ALDE sau orice altceva, în momentul când un român ajunge acolo, din punctul meu de vedere, reprezintă România. Și vorbesc cu omul care reprezintă România. Deci să încetăm războaiele, nu trebuie să le ducem la absurd. Pentru că dacă avem acolo un român, e important să ne folosim de el atât cât putem. Sărutul la doamnă, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc și îmi pare bine să revin din nou în studiul Realitatea TV. Într-adevăr, ultima dată am fost în campanie electorală, dar vreau și eu să fac precizarea că sunt comisar nominalizat de România, răspund de cele 28 de state membre, sunt comisar european, iar din punctul meu de vedere, politica regională nu are culoare politică și cu atât mai mult cred că, sigur, inima mea este aici, deși răspund de toate cele 28 deocamdată state membre. Da, 27 în curând. 27 în curând, dar cu toate acestea vă dați seama că fac tot ce pot. Este vorba de dezvoltarea României, modernizarea României, îmbunătățirea vieții oamenilor. Deci chiar ar fi, exact cum spuneți dumneavoastră, ar fi absurd să ne mai gândim la această bătălie politică internă care în plan extern nu ne aduce decât rău, sinceră să fiu. Sunt absolut convins de asta, dar știți, înainte de a discuta defalcat, dacă vreți, aș vrea să-mi spuneți pur și simplu explicația dumneavoastră, mai ales că acum aveți și datele. De ce România, în acești 10 ani, 10 ani frumoși, spun eu, 10 ani în care putem spune am intrat în Europa și din punct de vedere instituțional, dar totuși ce s-a întâmplat? Ce au avut în plus polonezii? Ce au avut în plus ungurii? Ce au avut în plus cehii și nu am avut noi? În primul rând, eu mă bucur să vin în prima vizită din acest an într-un moment foarte important, când celebrăm 10 ani de aderare, așa cum spuneți, dar și 60 de ani de la apariția Uniunii Europene. Cred că avem și această tendință de a nu vedea și lucrurile pozitive care s-au petrecut. Pentru că rata de absorție pentru perioada 2007-2013, deci știți că bugetul Uniunii Europene este format pe 7 ani, și avem această regulă N plus 3, deci s-a mai putut cheltui până acum, în martie 2017, până la 31 martie primim ultimele facturi. Estimarea noastră este că rata de absorție va fi undeva 90,6-91%, deci vom pierde 2 miliarde, ceea ce, și aici
Aici cred că găsesc răspunsul dumneavoastră. Faptul că nu am fost pregătiți dinainte de a intra în Uniunea Europeană. Aici e problema. Deci, din câte știu eu, Polonia a intrat în 2004, dar în perioada 2004 a avut mii de oameni care s-au pregătit la Bruxelles și au depus proiecte încă din prima zi de la aderare. Noi de-abia în anul 2007 am început să înțelegem ce înseamnă politica regională, ce înseamnă această șansă istorică de a avea fonduri de coeziune. Nu cred că încheiem cu un scor foarte rău, având în vedere faptul că atunci când am venit comisar european, eram sub 60%, am făcut tot ce mi-a stat în putință ca România să nu mai piardă bani și, într-adevăr, în anii 2015-2016, România nu a pierdut niciun euro din alocările care i s-au alocările acordate. Pierderile, din păcate, provin din perioada de început, când, de fapt, toate statele membre au avut dificultăți la început și noi n-am reușit să recuperăm. Nu vreau să dau vina... Dar am fost oamenii nepregătiți, nu am știut cum să facem, am venit cu o birocrație... Este o politică complicată, se adaugă foarte multă birocrație internă, se vorbește de noi birocrații de la Bruxelles, dar vreau să vă spun că sunt foarte multe reguli care nu sunt cerințele Uniunii Europene. Deci, de pildă, premierul Grindeanu îmi spune astăzi că în scurtul timp cât a fost președinte al Consiliului Județean Timișoara și a petrecut 3 zile la Arnăuți, semnând și parafând proiecte pe fonduri europene. Deci, din contră, noi încurajăm foarte mult aplicarea în mediul online. Avem și exemple de proiecte de 6.000 de pagini și toate semnate și parafate, pagină cu pagină. Deci acest lucru nu-l mai avem în alte state membre. Deci din acest punct de vedere ne dorim, tocmai prin aceste condiționalități pe care le-am pus, să simplificăm, să modernizăm și sperăm, sigur că banul european trebuie păzit și este cel mai bine controlat ban, după părerea mea, pentru că există mai multe niveluri de control. Dar, pe de altă parte, este evident că trebuie să facem viața beneficiarilor mult mai ușoară. Cunosc foarte multe cazuri de tineri care și-au dorit să aplice pe fonduri europene și care până la urmă au renunțat pentru că au considerat că aceste procedee sunt mult prea birocratice, mult prea complicate. Dar, repet, noi deja am introdus în legislația europeană măsuri de simplificare care trebuie să meargă mână în mână cu eforturile statelor membre de a simplifica. Dar în Polonia, spre exemplu, ați fost în Polonia și cunoașteți bine situația. În Polonia, cum au reușit? Ce au făcut guvernele acolo, în plus față de ce au făcut guvernele României? În primul rând, s-au axat foarte mult pe infrastructură. Au beneficiat de faptul că au avut și ei, în perioada aceea, un comisar european. Au avut proiecte foarte multe și pe infrastructură și eu cred că guvernul Tusk în principal, pentru că acum în Polonia din păcate nu mai este un exemplu de urmat și instabilitatea și în fine agresivitatea din viața politică îi va costa inclusiv în ceea ce privește fondurile europene, după părerea mea. Dar într-adevăr Polonia este principalul beneficiar. În primul rând a avut o sumă foarte mare de bani, a știut cum să negocieze, este primul beneficiar. Noi am avut 19 miliarde, Polonia a avut 80 de miliarde. Deci este o diferență imensă și de cantitate de bani. Deci noi pe perioada 2007-2013 am avut 19 miliarde, rata de absorție o estimăm la 91%, deci vom pierde 2 miliarde aproape. Am făcut tot ce a fost posibil să salvăm, am preluat proiectele retrospective, adică în sensul că am preluat proiecte care... pe care se circula, cum a fost autostrada Soarelui realizată, dar o parte era plătită din bani europeni, o parte din bani naționali. Noi am preluat creditele BEI și BERT. Am plătit toate salariile din sistemul celor care se ocupă de fonduri europene. Deci am fazat, din păcate aceasta e o problemă, că a trebuit să fazăm foarte multe proiecte care trebuiau de infrastructură, care ar fi trebuit să fie terminate până la finalul anului 2015. Maximum ce am putut prelungi a fost 2016, după care a trebuit să le fazăm. Deci vestea bună este că toate aceste proiecte fazate, printre care, de pildă, este calea ferată București-Constanța, inclusiv podurile Borcea, Cernavodă. Ultimul proiect fazat a fost Lugoj-Deva. Ele se vor face complet?
Ele se vor face complet cu bani europeni. Vestea proastă este că preiau din sumele alocate pentru perioada 2014-2020. Dar dacă nu făceam aceste fazări, unele, de pildă companiile de apă, ar fi intrat total în faliment. Pentru că, potrivit regulamentelor Uniunii Europene, dacă la finalul perioadei, deci până în martie 2016, acestea nu erau măcar la 91% terminate, trebuiau dați toți banii înapoi. Deci toate companiile de apă ar fi intrat în faliment. Eu am stat împreună cu colegii mei de la DigiRigio și am spus, va fi o catastrofă economică. Unele sunt la 70%, altele la 50%. Deci din cele 23 de miliarde, 3 miliarde sunt deja angajate pe aceste fazări pe care le-am făcut pentru perioada 2014-2020. Inclusiv metrourile din București, Eroilor, Valea aia Lomiței, Bazilescu, Străulești, Glina, pentru că știți că a fost o... aici o absență totală de management în ultima perioadă în București și atunci toate proiectele au fost blocate. Să vă dau un exemplu de birocrație. Deci avem acest proiect Fanion pentru întreaga Uniune Europeană în domeniul laserelor și al cercetării în domeniul fizicii nucleare, care este la Măgurele. Am fazat și acest proiect cu încă 450 de milioane pentru perioada 2014-2020, doar pentru faptul că a întârziat 2 ani, pentru că numai în 2 ani de zile au primit acordul de mediu. Deci acest proiect a fost întârziat din această cauză. Din cauza noastră, din cauza României. Păi, vreau să toate spun, când vine, când vine vorba de implementare, este 100% responsabilitatea statelor membre. Noi nu putem elabora proiecte de la Bruxelles. Cei de pe teren și din România știu și din statele membre știu cel mai bine de ce e nevoie, cum e nevoie. Programele operaționale au fost toate adoptate așa cum și-au dorit statele membre. Deci, de pildă, știu lupta mea pentru cele 3 spitale regionale. Era următoarea, da. Era o întrebare legată de spitale regionale. Deci dar toate... sunt bani pentru spitalele astea regionale? Da. Chiar sunt alocați? Sunt deja alocați. Cluj, Iași și Craiova. Și Craiova. Deci, spitalele regionale au fost aprobate. Din păcate a durat un an de zile până când s-au stabilit amplasamentele. S-a semnat proiectul pentru studii de fezabilitate cu Banca Europeană de Investiții. Deci este un pas mare, după părerea mea, pentru că vom avea un studiu de fezabilitate de calitate. Ei estimează că în jur de 6-8 luni va dura. Chiar intenționez să merg la Luxemburg, că avem un consiliu, să merg și pe la Banca Europeană de Investiții să văd exact care este stadiul studiilor de fezabilitate, după care vor urma licitațiile. Speranța mea este să nu fie probleme legate de procesul acesta și măcar în 2018 procesul de construcție a celor 3 spitale regionale să pornească. Dar deja proiectul este pornit. Cea mai mare problemă am avut-o în stabilirea amplasamentelor. Dar care au venit cel puțin la Iași, nu să vă amintiți că erau două comune și la Cluj a fost depozit care trebuia mutat la unitatea militară. Deci în fiecare loc a existat câte o problemă. La Craiova și la Cluj a fost mai ușor, pentru că practic prin hotărâre de guvern un teren de la armată a fost oferit companiei naționale de investiții, deci practic am intrat în linie dreaptă. Deci când estimați că vor fi gata aceste spitale regionale? Dacă se începe în 2018 lucrarea, ar putea fi făcuți aproape total din bani europeni, pentru că avem 2020, dar cu regula aceasta de N+3 ar mai putea fi prelungit până în 2023. Deci eu cred că 3-4 ani sunt suficienți pentru aceste... Dar am o întrebare directă care afectează foarte mulți oameni, nu doar din capitala României, vreo 3 milioane, ci și pe ceilalți care merg spre litoral. Centura capitalei. S-au cerut bani vreodată europeni? Există vreo formulă de a aduce bani? Este o prioritate. Deci în master planul de transport, care a fost adoptat prin hotărâre de guvern în octombrie anul trecut... Inițial a prezentat domnul Rus într-o emisiune aici, domnul Ioan Rus, fostul ministru al transportului, a prezentat acest lucru și a arătat exact ce ar urma să se întâmple. Dar de atunci n-am mai auzit mai mult. Nu, deci masterplanul de transport a fost realizat, așa cum spuneți, pe vremea domnului ministru Rus, după care a fost blocat nu știu unde, ori la guvern, ori la parlament. Până la urmă, când a fost numit domnul ministru Bușă,
ultimul ministru al transporturilor din guvernarea Cioloș a venit la Bruxelles și i-am explicat că pentru noi este o condiționalitate strategică, nu se pot începe investițiile dacă nu avem masterplanul adoptat. Vreau să-i mulțumesc pentru că practic a venit luni, iar miercuri a fost adoptat. Deci din octombrie se pot face lucrări. Prioritatea numărul 1 este Sibiu-Pitești în masterplanul de transport, care este doar în faza studiului de fezabilitate, deci nu s-au început lucrurile pe teren. Și banii sunt europeni la Sibiu-Pitești? Banii sunt europeni la Sibiu-Pitești, 1,2 miliarde de euro. Sibiu-Pitești, aceasta e prioritatea numărul 1. De ce? Pentru că este veriga lipsă din această zonă, culoarul pan-european, de la Rotterdam la Constanța. După care avem centura Bucureștiului, pentru care avem alocați bani. După care avem, acestea ar fi prioritățile pentru perioada 2014-2020 în domeniul infrastructurii. Ploiești-Bacău și... deci, aveți aici pe hartă. Dacă puteți să aranjați un pic. Deci avem Sibiu... Da, avem culoarul 4. Sibiu-Pitești, Ploiești-Bacău. Centura Bucureștiului este iarăși o prioritate și Comarnic-Brașov. Când ar fi gata? Acestea sunt programate pentru această perioadă de programare. Eu ce le-aș propune autorităților române și îmi permit doar să le dau un sfat, este să înceapă studiile de fezabilitate și pentru Târgu Mureș-Iași, mai ales că anul viitor, sigur, este un proiect mult mai complex, de 8 ori mai scump decât Sibiu-Pitești. Sunt mult mai mulți munți, da, tuneluri. Da, dacă legi Moldova de Ardeal, după 100 de ani ai făcut în sfârșit unirea, sau măcar ai început să o faci. Dacă îți programezi pe două perioade financiare, adică în 14 ani, și începi studiile de fezabilitate și dai drumul la câteva tronsoane și loturi, exact cum spuneți, acest lucru ar... Practic ar lega cele două provincii istorice și dacă am face acest lucru în 2018, când sărbătorim Marea Unire, aceasta este... eu am vorbit cu colegii mei din Unitatea de România, mi-au spus că nu e imposibil. L-am văzut pe domnul președinte Băsescu spunând că ar fi imposibil. Eu cred că totuși cu voință politică, până la urmă suntem... Dar practic ar fi a treia sau a patra prioritate după Sibiu... Sibiu-Pitești, nu după există acum în Sibiu-Pitești e prima, dar până la urmă vor veni în funcție de cum se vor finaliza studiile de fezabilitate. Nu înseamnă că în această ordine... Deci până la urmă e la noi mingea în momentul ăsta, adică este în țară? A, bineînțeles, banii sunt la Bruxelles alocați deja. Pe infrastructură avem, v-am spus, 9 miliarde, din care, din păcate, 2 miliarde sunt deja întamate pe fazări. Dar sunt 7 miliarde, în aceste 7 miliarde se încadrează ceea ce v-am spus eu. Dar cred că în paralel, dacă se aplică și pe planul Juncker, de pildă, am putea, știți că a fost și vicepreședintele Katainen în România, am putea face această combinare de fonduri între fondurile europene și eu cred că acest tronson Târgu Mureș-Iași s-ar califica și pentru planul Juncker. Important e să existe studii de fezabilitate, pentru că la mine vin foarte mulți primari și îmi spun, am vrea să facem asta, dar nu elaborăm noi proiectele. Vă rog, depuneți la Ministerul Dezvoltării Regionale aceste proiecte. Și după care urmează selecția proiectelor. Capacitatea administrativă este o slăbiciune, exact ce mă întrebați, ce ne lipsește. Atunci când oamenii votează, eu cred că ar trebui să se uite mai puțin la culoarea politică și mai mult la capacitatea managerială. Nu vreau să... sigur, am fost om politic și a fost datoria mea să fac campanie electorală, dar vă spun sincer, mi-am schimbat foarte mult mentalitatea de când sunt comisar european. Pentru că, până la urmă, acest lucru contează. Ce se poate face pentru oameni? Pentru prima dată avem în acest exercițiu financiar 2014-2020, este o dovadă de încredere din partea Comisiei Europene de a acorda direct bani orașelor. Toate cele 39 de orașe reședință de județ, cu excepția Bucureștiului, pentru că este regiune în tranziție, celelalte sunt regiuni mai puțin dezvoltate, au posibilitatea să gestioneze în mod direct acești bani. Eu nu am o garanție 100% că aceste orașe pot face
proiecte de calitate care să răspundă nevoilor cetățenilor. Sigur că avem foarte mulți primari de calitate, foarte mulți primari care au folosit deja în mod foarte inteligent și ca să dau exemple din toate taberele, acel centru de cercetare și inovare de la Cluj, de unde sunteți dumneavoastră, este un exemplu iarăși, iar Spitalul Regional de la Bistrița este iarăși un mare exemplu de ce se poate face pe fonduri europene dacă există voință politică. Într-o parte avem PNL, Emil Boc, Alin Tiș, și în cealaltă parte avem Radu Moldovan, PSD. Nu contează. Nu contează, până la urmă sunt români și sunt oameni care să facă ceva pentru comunitățile lor. Știu Radu Moldovan cât s-a zbătut, știu și acum cât, bine, domnul Boc are și experiență, are mai multă experiență acum decât atunci când a fost prim-ministru. Dar din acest punct de vedere, noi încercăm și vom face un tur, am stabilit cu Ministerul Dezvoltării Regionale și cu Unitatea de România, prin asistență tehnică, prin expertiză, să reușim să discutăm cu aceste orașe mici, mari, să folosească banii europeni la maxim. Pe de altă parte, am inițiat acest proiect pentru regiuni mai puțin dezvoltate, tot cu gândul la România. Avem două proiecte pilot în nord-est și nord-vest, tocmai pentru că banii nu sunt potrivit nevoilor suficienți și a prioritiza, avem oameni pe teren în aceste regiuni pentru a prioritiza nevoile de investiții, astfel încât impactul să fie maxim. Eu când vorbesc de impact, pentru mine locurile de muncă înseamnă, este un indicator foarte important, câte locuri de muncă creează un proiect, pentru că am avut cazuri când am ajuns la finalul perioadei de programare și s-a făcut absorpție absolut de dragul absorției, fără a avea un impact economic masiv în regiunea respectivă. Și nu aș mai vrea, de aceea nu aș mai vrea să se repete scenariul acesta. Suntem cu atât de multe întârzieri pentru perioada 2014-2020, încât, Doamne ferește, vom fi nevoiți să facem și proiecte de acest gen, pentru că proiectele de infrastructură necesită foarte mult timp. Deci înseamnă studii de prefezabilitate, de fezabilitate, apoi licitații, apoi implementarea efectivă nu se poate face peste noapte. Știți foarte bine, șantierele sunt șantiere. Depindem de iarnă, de vară, de probleme. Deci, din acest punct de vedere, toate aceste lucruri trebuie pregătite din timp și, de fapt, s-au pregătit încet, încet. Am ridicat din cele 25 condiționalități ex-ante, au mai rămas 4 sau 5. Deșeurile sunt, probabil nu le vom putea rezolva până la data limită. Nu am știut să luăm banii sau nu am știut să-i tragem? Ce s-a întâmplat? Sau pur și simplu a durat mult aprobarea, studiile de fezabilitate, pentru că avem câteva orașe, câteva regiuni care urmează să aibă deșeuri de... În primul rând, România este deja în prima fază în fața Curții Europene de Justiție, pentru că nu are... Peste 90% din deșeurile din România nu sunt stocate corespunzător. Îmi pare foarte rău să văd reticența multor primari de a investi bani europeni în ceea ce numesc ei, inclusiv la Cluj, am văzut un titlu, banii europeni se duc pe gropile de gunoi. Până la urmă e o necesitate, un nivel de civilizație. Important e să se ducă. Marea mea problemă a fost că 10 ani de zile nu s-au prea dus. Am înțeles că la București, de pildă, doamna primar general cu doamna Sevil și cu doamna Plum pregătesc deja acest incinerator de la Glina. E o dovadă de civilizație. Așa cum companiile de apă și canal, până la urmă, aceste lucruri nu se văd, că sunt șantiere. Câți dați bani pentru incineratoare? Câți bani dă... Avem aproape 400 de milioane. Există această dispută cu organizațiile de protecție a mediului. Până la urmă trebuie să le facem undeva. Deci, din acest punct de vedere, ele sunt complete tanșe, dacă sunt la standarde europene. Am înțeles că unele nu sunt și... La Viena 1 este în centru, doamna Crețu. Un incinerator este în centru Vienei. Bețirul cu 7 și nu simte nimeni. Nu. Asta vreau să spun, că dacă sunt făcute la standarde europene, chiar nu se simte și nu știe nimeni că sunt acolo. Dacă sunt făcute și proprietarii și cei care gestionează aceste lucruri, cum îmi povestea astăzi primarul sectorului 1, că el este, pe bună dreptate, că este înjurat din cauza mirosurilor și așa mai departe, care o groapă de gunoi la Chitila, tocmai acest lucru dorim cu acești bani să facem. Dar nu avem această hartă a nevoilor de
deșeurilor, ca să știm cât, cum și investim, în ce investim. Și v-am spus, mă lovesc de această reticență a primarilor de a folosi bani pentru... Dar le este teamă? Pentru că de același timp, dacă mă uit la raportul Societății Academice Române, condus de doamna Alina Mungiu Pipidi, 47% din ceea ce înseamnă corupție apare exact în această zonă, în corupția pe fonduri europene, la primării. Este condiționată cumva această reticență și de faptul că acolo probabil controlul asupra banilor este mai puternic decât în altă parte? Eu apreciez foarte mult munca Institutului doamnei Pipidi. Cred că deja oamenii și-au dat seama că banul european este cel mai controlat. Sunt mai multe nivele de control. Prima responsabilitate revine statului membru în ceea ce privește detectarea fraudelor. Noi avem zero toleranță față de fraudă. În momentul în care apare chiar și un articol de ziar care ne ridică suspiciuni, noi suspendăm fondurile până la clarificare. Și nu știu dacă aceasta este o cauză. Eu cred că e o cauză legată de resursele limitate și oamenii vor să arate lucruri care se văd. Nu știu dacă gradul de corupție este atât de mare în cazul fondurilor europene. Eu cred că mai degrabă sunt pe bugetul național decât pe fonduri europene. Pentru că fondurile europene avem primul plan autoritățile naționale, după care avem și noi controlul nostru de audit al Comisiei Europene. Există și OLAF-ul, deci avem mai multe paliere. Într-adevăr, avem 4% erori, dar erori nu înseamnă fraudă. Multe provin din necunoașterea legislației, achiziții publice, iar în ceea ce privește România, din cele 4% erori, 1% înseamnă fraudă și corupție. Deci, din acest punct de vedere, față de media de 0,5% europeană. Deci tot. Este adevărat că anul trecut Ministerul Sănătății din România nu a reușit să folosească bani europeni și a returnat? Aveți astfel de există astfel de informații? Nu s-a returnat nimic pentru că, repet, pentru perioada 2014-2020 nu s-a... Dar au avut bani europeni și nu au cheltuit? Păi trebuie... Alocați. Alocați există pentru perioada 2014-2020. Din anii 2015-2016 nu s-a pierdut niciun ban. Deci înseamnă că nici pentru sănătate nu s-a pierdut niciun ban. Deci nu s-au pierdut. 2015-2016 nu. Spuneți-mi, cum au reușit irlandezii? Că dumneavoastră spuneați că fără instituții acreditate, cred că ați spus astăzi, dacă nu mă înșel, sau România cheltuie 5%, iar din bugetul politicilor regionale, irlandezii au contractat 80%. Nu, aș vrea să vă explic puțin cu plata. Dacă nu există instituții acreditate, România nu poate trimite facturi. Și atunci noi nu putem plăti. Dar irlandezii ce au făcut? Irlandezii nu au aceste instituții acreditate pentru că sunt niște procese. Deci, în primul rând, vreau să spun că nu noi acredităm. Acreditările se fac de către Curtea de Conturi, Curtea de Audit Națională, Curtea de Conturi în cazul României, care trebuie să primească date de la Ministerul Fondurilor Europene că există aceste instituții care pot gestiona cele 23 de miliarde de euro alocate în exercițiul financiar 2014-2020. Am vorbit astăzi la Ministerul Fondurilor Europene, mi s-a explicat că toată chestiunea stă în acel sistem de IT, Smith My Smith, că la sfârșitul, care se află în proces de testare, la sfârșitul lunii aprilie se așteaptă să fie finalizat, deci noi sperăm ca în iulie aceste ministere să fie acreditate. Din cele 23 de miliarde s-au contractat 5%. Deci s-au făcut contracte. Deci în momentul, iar Irlanda a contractat 80% din suma alocată. Deci în momentul în care aceste instituții vor fi acreditate, practic ei vor putea trimite facturi și noi vom putea plăti. Deci din acest punct de vedere nu am plătit nimic pentru că n-am putut primi facturi. Pentru noi, absorție înseamnă, în opinia Comisiei Europene, plăți făcute pentru lucrări efectuate în baza unor facturi primite din partea statelor membre. Deci, din acest punct de vedere, zic eu că mai important decât lansarea proiectelor este gradul de contractare. Pentru că poți lansa proiecte, dar Ministerul Dezvoltării Europene, de pildă, anul trecut a respins
aproape 70% din proiectele de drumul național, deci care erau neeligibile și prost făcute. Asta ține tot de capacitatea administrativă. Deci, de aceea încurajez autoritățile locale să angajeze experți care să fie capabili să facă proiecte de calitate, proiecte mature. Aseară ați spus așa la o altă televiziune, că ați comunicat guvernelor că puteți trimite specialiști. Da, sigur că da. Putem... Și, deci care să ajute, practic, statele, da, inclusiv România. Dar spuneați că, dar dacă nu cere nimeni, nu știu dacă reușesc să vă redau exact tonul vocii, dar... Noi avem mai multe instrumente și, din păcate, nu numai în România, dar și în alte state membre, am sentimentul că guvernele nu sunt conștiente de câte posibilități au la dispoziție. Deci, de pildă, acest instrument pe care l-am lansat împreună cu vicepreședintele Katainen, peer-to-peer, înseamnă de a folosi cei 24.000 de lucrători pe fonduri europene din întreaga Uniune Europeană pentru acest schimb de bune practici, în care eu cred foarte mult, pentru că dacă omul vede, dacă îi dau o broșură și spun cum să combin fondurile, omul poate că nu înțelege, dar dacă mă duc și arăt cum s-a făcut în Franța, cum s-a făcut în Polonia, cum s-a făcut acolo, atunci vor înțelege. Deci dacă mâine un stat membru îmi spune nu prea înțelegem cum e cu achizițiile publice, atunci noi automat căutăm un alt stat membru care a excelat în acest domeniu și pe cheltuielile Comisiei Europene, dar noi nu putem trimite dacă nu avem această solicitare. Deci, și România a făcut astfel solicitări? Am mai făcut, am mai trimis, dar pe perioade scurte. Și eu cred că putem, inclusiv pe asistență tehnică, putem trimite. Deci am văzut astăzi că Ministerul Sănătății a angajat un expert de la Banca Mondială. Deci ceea ce mi s-a părut De ce n-am făcut-o 10 ani, doamna Cristi? Care e părerea dumneavoastră sinceră despre acest lucru? Ne-am crezut noi cei mai deștepți din lume? N-am putut să luăm niște oameni care știu să facă lucrurile astea? Bulgaria a făcut-o, polonezii la fel. Noi de ce n-am luat specialiști? Bulgaria nu e cu mult înaintea noastră. Au luat specialiști. Au încercat să ia specialiști. Iar polonezii au luat mulți. Au luat nemți. Polonezii, v-am spus, în primul rând au avut o sumă de 3 ori mai mare ca noi, de 4 ori mai mare. Da, 80 de miliarde față de 21 e o diferență. Este primul beneficiar, Italia al doilea beneficiar, deci din acest punct de vedere este clar că eu cred că trebuie să vedem și lucrurile bune, că eu nu vreau doar să critic, deci faptul că am avut 90% absorție înseamnă că 17 miliarde s-au cheltuit, ceea ce se traduce în 10.000 de locuri create pe fonduri europene. 75% din investițiile publice din ultimii ani s-au făcut pe fonduri europene. Din cele 10.000 de locuri de muncă, aproape 1.000 sunt în cercetare, ceea ce înseamnă un lucru foarte important. 124 de kilometri de autostradă, ceea ce pentru noi toți este foarte puțin, dar sunt 900 de drumuri de kilometri de drumuri naționale refăcute, plus școli, plus spitale refăcute, deci practic nu cred că există județ, poate chiar și localitate în care să nu se vadă această politică de coeziune. De aceea că eu, știți foarte bine, nu e un secret pentru nimeni că această politică, având un buget atât de mare, este cea mai atacată. În primul rând, din punct de vedere al Brexitului, este clar că bugetul va fi mai mic, pentru că Marea Britanie e stat net contributor. În cadrul politicii de coeziune, cel puțin 10% pe an. Deci, automat, 10% bugetul de coeziune va scădea. Și trebuie să ne luptăm. Și vă spun sincer, m-am întâlnit și cu domnul Sicriv Mureșan, care este raportor pentru bugetul pe anul 2018 și am căzut de acord că trebuie să facem front comun pentru apărarea acestei politici de coeziune, care este singura noastră șansă de a reduce decalajele istorice care există între Est și Vest. Dar dacă nu vom avea și nu vom începe plățile pentru cel puțin din iulie până la sfârșitul anului, când noi, Comisia, vom depune la Parlamentul European noul proiect de buget, deci singura noastră armă va fi să arătăm cum folosim banii europeni. Dacă acum s-ar introduce bugetul pentru perioada post-2020, vreau să spun că niciun parlamentar european, nici eu ca și comisar, n-aș avea argumente să spun de ce are nevoie România cu 0%
Deci nu e greu, e foarte greu să mai menținem această politică de coeziune. Suntem, în primul rând, într-un context politic foarte greu. Eu mi-aduc aminte când am fost euro-observator în 2006. Erau doi oameni izolați acolo, considerați extremiști, Marine Le Pen și cu tatăl său. Acum o treime din Parlamentul European sunt extremiști. Dar aveți o veste bună de ieri, totuși o veste bună cu Olanda. Da, e o veste bună. Ceva care oprește un val, parcă. Da, faptul că au făcut front comun, cred că ar trebui să fie și... Bine, noi nu avem partide anti-europene, dar cred că ar trebui să avem mai mult dialog în societatea românească, mai puțină agresivitate. Uitați-vă și în Germania, deci deși sunt alegeri în curând, doamna cancelar Merkel cu președintele Partidului Social Democrat, Sigmar Gabriel, lucrează foarte bine, se respectă, nu se atacă. Fiecare duce campania în mod constructiv, oferind soluții pentru viitorul Germaniei. Dar cum se vede România de la începutul anului? Ce v-au spus colegii dumneavoastră? Ce v-au întrebat? Cum s-a văzut România și cum se vede astăzi? Din punct de vedere al stabilității politice? Sau instabilității politice? Considerați nu, din punct de vedere al stabilității, sigur, a fost o îngrijorare la început. Acum toată lumea speră că lucrurile se vor așeza, că va începe reconstrucția din punct de vedere al dezvoltării economice. Și v-am spus, eu cred că se vede mai bine decât o vedem noi înșine. De acolo? De aici, în România. Deci noi credem că se vede mai prost, dar nu se vede. Eu, în general, cum să spun, nu comentez politica internă niciun stat membru. Responsabilitățile mele sunt acolo, dar eu cred că România acum are această șansă unică legată și de dezbaterea privind viitorul Europei și legată de dezvoltare. Ce ar trebui să facă România în această dezbatere? Pentru că se vorbește mult de Europa cu două viteze, Europa cu trei viteze, o clasă, a doua clasă, dacă noi vom fi ca pe Titanic la clasa a patra sau în clasa... Unde se va situa România și este ce se va întâmpla? Care sunt scenariile? Falsă, pentru că, dacă vă gândiți bine, eu nu folosesc acest termen și nu-mi place să folosesc acest termen în Europa cu două viteze, dar ea există în practică. Pentru că avem un grup de state care sunt în Schengen și Euro. Altele care sunt în Euro. Deci, acesta este scenariul 3, acela care se intitulează cei care doresc mai mult, realizează mai mult, în opinia mea. Deci, în primul rând, pentru ca telespectatorii să înțeleagă, pentru că este clar că dumneavoastră știți foarte bine, Comisia Europeană consideră că acum, pe 25 martie, când se împlinește 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, este un moment numai de celebrare, este și un moment de introspecție, este un moment în care, probabil până la sfârșitul lunii martie, Marea Britanie va introduce această solicitare oficială de a ieși din Uniunea Europeană. Deci, pentru noi, acest lucru nu trebuie să însemne un obstacol, ci un moment de introspecție. Și sigur că statele, cum spuneam mai devreme, statele au devenit mult mai egoiste, nu mai există aceea solidaritate, se vorbește de mai multe scenarii. Iar cu noi, Comisia, am considerat că nu este bine să avem acest semn de aroganță și să venim noi să impunem un model. Am pus în dezbatere publică, domnul președinte Juncker, aceste 5 scenarii. Unul este de a continua pe același drum, al doilea este de a deveni doar un fel de piață unică, deci de a rămâne doar la nivel economic, practic. La nivel economic, ceea ce cred că este inacceptabil, pentru că drepturile și libertățile s-ar restrânge fundamental. Cea de-a treia, pentru care văd că optează Franța și Germania, este aceasta de care vorbeați dumneavoastră. Acest lucru ar arăta că drepturile și libertățile care sunt garantate prin legislația UE vor fi garantate doar în funcție de statul în care trăiești. Adică se vor alătura și Italia și Spania și în rest? Pentru noi, cred că singura soluție, și am văzut mai multe poziții, inclusiv a europarlamentarilor din estul și centrul Europei, este inclusiv români, mai mult împreună cel de-al cincilea scenariu,
Cred, am fost în Parlamentul Național, m-am întâlnit cu comisiile de politică europeană și sunt bucuroasă că și ei vor să lanseze această dezbatere. Am fost și la Universitatea de Științe Politice, am discutat cu studenții, pentru că până la urmă este vorba de viitorul lor. Este pentru prima oară în 25 de ani când vă spun sincer că mi este foarte frică că viitorul copiilor noștri și al nepoților noștri ar putea fi mai rău decât a fost al nostru. Pentru că noi suntem dintr-o generație suficient de bătrân să știm de unde am pornit, să știm că nu puteam să mergem nici măcar până la Sofia sau pe malul Mării Negre în Bulgaria, dar suficient de tineri să ne dăm seama că în noi stă responsabilitatea viitorului Uniunii Europene. Scenariul 5 cred că este singura soluție pentru că asigură mai mult împreună, este această opțiune de a pune de a ne pune resursele împreună, de a contribui la decalajele sociale. Eu sunt un om de stânga și voi rămâne un om de stânga, pun foarte mare accent pe dimensiunea socială și acest proiect, deci este opțiunea mea personală, ca să spun așa, dar sigur România va decide care este poziția sa și această poziție va fi exprimată în Consiliul European din decembrie către președintele Iohannis. Ați avut vreo discuție cu președintele, cu cineva din echipa președintelui României? Da, ținem legătura în primul rând cu domnul Ludovic Orban. Eu cred că domnul președinte trebuie informat în legătură cu ceea ce se întâmplă în domeniul meu. Am avut două întâlniri care au fost publice, deci două sau trei întâlniri care au fost... Țineți minte că anul trecut am fost cam din două în două luni, după care am trimis acea scrisoare, ultima a fost în septembrie, am trimis acea scrisoare prin care îmi exprimam îngrijorarea și am fost atacată, așa că pe timpul campaniei electorale am refuzat. Dar am văzut comentarii că am venit acum, dar nu sunt prima dată, deci anul trecut am venit chiar în fiecare lună sau din două în două luni și mi-am exprimat îngrijorarea tot timpul, indiferent de guvernele care au fost. Și până la urmă, acesta este rolul meu. Știți că în România a fost o întreagă dezbatere cu privire la absorpția anul trecut. Sigur, unele au fost, nu excludem retorica electorală. Care este adevărul despre absorpție la nivelul guvernului Cioloș? Fost un astfel coleg de comisar. Coleg, mă rog, ați venit după, dar... Eu, cum să spun, am avut o relație corectă. Am fost uimită să văd că unii din miniștrii cabinetului său m-au jignit personal, domnul Cioloș, cât a fost comisar, nu a beneficiat de același tratament de care m-am bucurat, în ghilimele, să spun eu. Eu mi-aduc aminte că noi toți... Dar nu din partea dânsului. Nu din partea dânsului, dar avea un cuvânt de spus, acum să fim serioși. Adică a lăsat ca toate aceste lucruri să se întâmple până la urmă. Chiar i-am... care este adevărul. Au făcut mulți pași importanți. Am colaborat foarte bine cu doamna Răducu, inclusiv cu domnul Ghinea am colaborat foarte bine până când s-a hotărât să facă politică și să candideze. Deci, și, în fine, a intrat în această polemică cu mine că nu e 0%, că e 0,15%. Acest 0,15% provenea de la agricultură. Eu vorbeam de fondurile de care răspund, fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune. Și suntem exact în aceeași situație ca atunci. 0%, pentru că nu avem cum să facem plăți, neavând aceste instituții prin care să facem plăți. Dar instituțiile de ce nu avem? Din vina cui? Că aici e foarte important. Instituțiile trebuie acreditate. Deci, acum, la acest moment, sunt blocate de acest sistem IT. Rămâne dumneavoastră sarcina ca jurnalist sau guvernului României să spună de ce s-a blocat s-a spus că acela e prost, că se va fi îmbunătățit și acum înțeleg că nu merge. Știți cât a trecut? În luna noiembrie aveam prima discuție aici, în acest platou, cu domnul Dacian Cioloș, noiembrie 2015. Acum suntem în martie 2017. Era aceeași problemă cu softul, cel puțin la Ministerul Agriculturii, apoi softul în general. În luna mai, în luna septembrie, în luna decembrie, aceeași problemă cu softul. În martie, din nou. Păi înseamnă că noi suntem foarte tâmpiți. Ca țară. Nu, indiferent eu de guvern, că se numește Cioloș, Ponta, Bulgurea. Nu permit să spun acest lucru, dar, pe de altă parte,
Cred, deci își bate joc de noi, sau noi de noi. Cred că, într-adevăr, aceasta este o... această lentoare trebuie să înceteze, pentru că nu vom reuși să absorbim. Tot, am vorbit astăzi toată ziua despre accelerarea implementării. Nu știu ce se întâmplă cu acest soft, dar el ține în loc deci Curtea de Conturi nu a primit documentația pe care trebuie să o analizeze, după care va trebui să notifice Comisia Europeană într-adevăr aceste ne întoarcem cu ultimele 10 minute după foarte scurtă pauză. Pauză publicitară și ne întoarcem cu ultimele 10 minute din această emisiune, interviu cu doamna Corina Crețu, comisar european. Există îngrijire și extra îngrijire. Detergentul Alex Extra Herculanolină creează un scut protector care curăță, îngrijește și protejează. Alex iubește lemnul. Aha. Cine a făcut premizeria asta? Noroc că e cu teflon. Se curăță. Indiferent de murdărire, pereții colorați cu savană cu teflon se curăță. Distracția e cu tine online oriunde te-ai afla. Acum ai acces la jocurile tale preferate din casino, pe computer, tabletă sau mobil. Numai pe netbet.ro. Netbet. Facem casinoul mai palpitant. Când vine vorba de curățarea împrejurimilor casei, știi pe cine te poți baza. Setări super versatile. Reglare digitală a presiunii. Pistol revoluționar cu display LCD. Descoperă noile curățitoare cu apă sub presiune Full Control Plus de la Kärcher. Kärcher. Makes a difference. Ispite culinare îți fac cu ochiul la tot pasul. Vrei să te bucuri de gusturi alese în fiecare zi, dar și la mesele festive. Mănânci bine, te simți bine. Cu Fiobilin poți preveni crizele biliare datorate bilei leneșe. Fiobilin stimulează secreția naturală a bilei, împiedicând formarea cristalelor de colesterol și contribuie la evacuarea ei în intestin pentru o digestie mai bună. Fiobilin pune bila leneșă la lucru. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mami spune că microbii și alergenii pot veni de oriunde. Apciu! Dar ea știe întotdeauna cum să mă protejeze. Savo este arma ei. Poc! Poc! Hai, super mami! Savo protejează împotriva microbilor și îndepărtează alergenii. Ai încredere în Savo ca să-ți protejezi familia. Puh, câte drumuri am de făcut. Trebuie să plătești și lumina, și cablu, și gazele. După aia trebuie să fug să-ți îngar și ție telefonul. Pe tocuri? Ah, și să-i transfer mai câte banii. Da, plătesc tot și vin până începe. Normal. Stai un pic. Și o pungă de cafea, vă rog. Cât s-o spans cu plata luminii. Stai să vezi la factura următoare. PayPoint. Recomandat de milioane. Transferă bani prin Western Union în peste 3000 de magazine partenere PayPoint din toată țara. Teste germane, calitate germană. Barrier, ferestrele care îți protejează căminul. În sfârșit e weekend, avem timp să ne răsfățăm. Uite, m-am gândit la felul întâi să pregătesc niște buiabes. Mofturi, cum ar zice Caragiale. O ciorbă de pește, ca la mama ei la Dunăre. Ce are? Aș continua cu un cocovan. Cum pui la ceaun cu mujde și măligă. Ți-a stat îngrumați, Dadea, nu? Iar la desert, știu, milfei. Crejit, mai pe românește? Iarăși mofturi. Unde ești tu, bibicule? Măi, monșer, știi și tu că și lui Caragiale tot la Paris i-ar fi plăcut. Weekendul de România vine cu oferte una și una. La Penny Market ai carne de porc lucru la doar 9,99 lei kilogramul și vinete la doar 5,69 lei kilogramul. Penny știe ce ne place. Momente de hiperexcitabilitate? Sau treci uneori prin stări de confuzie? Și tu te simți copleșit? Deficitul de magneziu poate amplifica efectele stresului. Magnerot conține orotat de magneziu care se absorbe rapid în organism și te ajută să depășești perioadele de supra-solicitare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. O inimă sănătoasă iubește mai mult și viața e mai frumoasă de când o ascult. Bate într-un aș
și bate râzând. Dragostea iar mă va face să cânt. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Farmacia inimii Catena. Hai, hai, haide! Bătrânețe fără bătrânețe. Asigurarea de viață lungă de la Grave. Deschide ochii și urmează-ți visul. Iacobs, magia alinta Romei. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutie albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Caută acum în farmacii pachetul promoțional Maximag 30 capsule plus 50% cadou. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Senzație de presiune la nivelul frunții și nas înfundat des, acestea pot fi simptome ale sinuzitei. Doamna Dinescu, dumneavoastră ce ați făcut în această situație? Eu am cumpărat CleanSyn Med de la farmacie. Kitul de clătire CleanSyn Med ajută la curățarea și îngrijirea sinusurilor, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale. CleanSyn Med acționează eficient împotriva simptomelor sinuzitei. A, așa deci! CleanSyn Med pentru menținerea sănătății sinusurilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dero, de peste 50 de ani alături de femeile din România, știe că e timpul să susținem visurile româncelor. Intră pe pagina de Facebook Dero și află mai multe despre visurile mamelor care fac pâine crescută cu suflet, ale femeilor care iubesc gustul tradiției, sau ale celor care visează la o viață mai bună în zona rurală. Cumpără Dero și contribui cu 1% din valoarea vânzărilor la susținerea proiectelor care creează oportunități pentru femei. Sensibilitatea dentară sau smalțul deteriorat pot provoca durere și disconfort. La Calut Extra Sensitive are două căi de acțiune. Sigilează suprafața smalțului dentar și previne retracția gingivală. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care, în sezonul rece, sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția pentru deficitul de vitamina D3 poate fi Detrical. Detrical. Întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ah, nu mi-e bine. În sezonul rece, imunitatea organismului scade. E timpul să iei Gripovit Max C. Gripovit Max C. Forță dublă pentru imunitate. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm ca mai devreme sau mai târziu vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hemoroizii sunt cauza unui mod de viață chinuitor și dureros. Utilizați cicatridina supozitoare în caz de hemoroizi interni, externi și fisuri o dată pe zi. Cicatridina supozitoare conține acid hialuronic, care este baza recuperării și cicatrizării mai rapide a țesutului. Nou, Cicatri capsule cu diosmină și hesperidină. Formula combinată pentru acțiune rapidă. Află mai multe pe www.stophemoroizi.com. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Arsuri și dureri în gât? Încearcă acadelele Salvia Sept Kids. Salvia Sept Kids Gât ameliorează durerea, calmează iritația gâtului și, în plus, are un gust foarte bun. Acum disponibil în farmacii și Salvia Sept Kids Tuse, sub formă de acadele, ce contribuie la reducerea frecvenței tuse și facilitează expectorația. Salvia Sept. Ține tuse și durerii piept. Acadele.
Ai schimbat ceva? Ce se întâmplă? Am descoperit în farmacie Recupar, șampon împotriva căderii părului. Recupar? Dar ție nu-ți cade părul. Acum nu, însă îmi cădea și mie ca și altor bărbați. Recupar susține și stimulează regenerarea părului și întărește rădăcina fragilă a firului de păr. Recuperează-ți părul. Fiecare dintre noi poate suferi de cârcei. Anticârcel în cutia albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticârcel spune stop cârceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vânează la Profi indicatoarele albastre și ai zilnic peste 500 de prețuri mici. Nu rata săptămâna aceasta. Hrană uscată pentru câini Proxy la 14,99 lei. Grăsime vegetală tartinabilă Proxy la 1,99 lei și pastă de tomate Proxy la 3,19 lei. Alo, Provident? Alege împrumutul care te lasă să alegi. Sume între 6.000 și 10.000 de lei, fără comisiuni de administrare. Sună la 021-275-7575 sau trimite SMS la 1805 și te sunăm noi. Să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce gust bun are! Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Există îngrijire și extra îngrijire. Detergentul Alex Extra Chiaculanolină creează un scut protector care curăță, îngrijește și protejează. Alex iubește lemnul. Am revenit, jocuri de putere. Doamna comisar european Corina Crețu alături de mine. Doamna Crețu, ce ați făcut dumneavoastră pentru România? Asta este marea întrebare la adresa dumneavoastră. Ce a făcut doamna Crețu pentru România? Bine, în primul rând am încercat să comunic tot ce am făcut, dar sigur că nu întotdeauna am fost preluată sau a fost posibil pentru mine să vin în țară. În mod normal mi-aș fi propus să vin, v-am spus, lunar, dar pe de altă parte, cum să spun, răspunde 27 de state membre și vă dați seama că mai trebuie să stau și la Bruxelles, deci e greu. În orice caz vreau să vă asigur că am stat în permanentă legătură cu toate guvernele. De când sunt comisar european, s-a încheiat acordul de parteneriat, s-au încheiat programele operaționale, am lucrat cu toate guvernele pentru încheierea și avem această cifră 90% și nu vreau să spun că este meritul meu, este meritul lucrătorilor de pe teren, al agențiilor de management care au și a DigiRegio, vreau să le mulțumesc public pentru că au făcut eforturi extraordinare, în primul rând pentru a aproba aceste proiecte retrospective, predecesorul meu nu era de acord. Le spunea, eu vreau să plătesc fondurile europene doar pentru lucrări în curs, nu pentru nu pentru credite pe care o țară le-a făcut, iar eu am spus, dar e ilegal? Și mi-au spus, nu e ilegal, dar este un proces în plus de a DigiRegio să vă revadă toate licitațiile, legalitatea, eligibilitatea. Am spus, vă rog frumos, faceți acest lucru pentru o țară care are nevoie să intre bani. Deci am fazat proiecte, am aprobat proiecte retrospective, așa cum v-am spus. Deci așa am ajuns la această rată de absorție pe care nu o visa nimeni, nici din opoziție, nici mai ales din opoziție. Dar nici măcar domnul Teodorovici, adică eu țin minte când domnul Ponta spunea, el spunea că va ajunge la 80% și domnul Ponta spunea, vă rog frumos, te rog frumos, nu ieși cu cifra asta, că te faci de râs, că nimeni nu o să te creadă. Uitați că am ajuns la 91%. E adevărat, cu aceste lucruri, nu neapărat cu lucrări pe teren, dar am ajuns la 91%, 17 miliarde au intrat în economia românească. În paralel, am încercat să avertizez, am avut acest an 2016 în care am încercat să avertizez și rămân în toate ministerele scrisorile mele pe care le-am trimis, pentru că am văzut că dacă dau public, sunt atacată personal, ceea ce mi se pare, vă spun, nu cred că există în vreo țară civilizată să atragi atenția ca și comisar european că ai o problemă pe un anumit sector și să ataci personal. Ce să spun, că în jumătate de oră a apărut știre cât sunt eu de desconsiderată la Bruxelles, adică știri din burtă, așa,
nu știu, mi s-au părută și m-am retras, am zis, am această corespondență instituțională, rămâne în memoria instituțională a acestor ministere, deci eu cred că trebuie să ne respectăm, pentru că toți nu avem decât același interes. Eu cred că nici atunci când nu s-a făcut absorpție, nu a fost rea credință. Nimeni, niciun ministru nu poate să spună că lucrează împotriva intereselor țării. Poate să fie neștiință, poate să fie lipsă de experiență. V-am spus, toate țările au întâmpinat dificultăți la începutul perioadei de programare. Eu las în seama istoricilor, pentru că nu pot eu să judec unde ar fi fost România dacă ar fi folosit aceste fonduri europene de 42 de ani de când au fost ele înființate. Am mai întrebat asta. De aceea au devenit statele membre atât de egoiste. Pentru că Spania și-a făcut toată infrastructura pe fonduri europene. Altele, Polonia la fel. Deci, din acest alții au investit în agricultură? Alții au investit în agricultură. Unii sunt la al 5-lea, la al 6-lea, la al 7-lea ciclu de folosire al banilor europeni. Deci, și au devenit mult mai egoiști. Spun, iar noi în 2007 am desfințat Ministerul Integrării Europene. Aici este un alt lucru. Eu vreau să spun că meritul, până la urmă, cărțile de istorie vor consemna al cui a fost meritul și al negocierilor. România a intrat în Uniunea Europeană și în NATO în perioada 2000-2004. Negociator șef a fost domnul Vasile Pușca, prim-ministru domnul Năstase, președinte domnul Iliescu. Acum nu mai sunt la modă, dar totuși trebuie să avem puțin respect față de oamenii care au contribuit mult la schimbarea acestei țări. Dar totuși, unde chiar s-a dacă greșit, eu sunt doamna? De stânga, revin la întrebările din chiar primul... Chiar dacă eu sunt de stânga și am fost membru PSD, eu nu pot să spun că toți cei din cealaltă parte sunt... eu nu pot să văd lucrurile în alb și negru. Eu cred că toate partidele în orice țară au și oameni cinstiți, au și oameni corupți. Nu poți să pui etichete așa și să te joci, inclusiv să pui etichetă pe o țară, mi se pare inadmisibil și ne punem noi înșine aceste etichete. Deci, în loc să ne luptăm, să ne emancipăm și să ne... Și apoi ne mirăm de ce suntem desconsiderați uneori. Dar suntem? Nu suntem. Nu suntem, dar trebuie să ne apărăm interesele cu demnitate și cu mai multă unitate. Pentru că atâta vreme cât... S-a spus foarte mult că am stat în genunchi la Bruxelles. Asta a făcut prima dată, a spus o presă, apoi a preluat-o politicienii. Românii stau prea mult în genunchi în fața organismelor europene, în fața organismelor internaționale. Ungaria, este adevărat? Ungaria, nu știu, vă întreb. Vă întreb care este. Dumneavoastră, eu nu cred că... am stat sau nu? Sau e doar o sintagmă? În primul rând, România a negociat aderarea la Uniunea Europeană. Dumneavoastră credeți că România are o altă variantă? Eu cred că e unica. Și eu cred la fel. Dar negocierile, cred că putem fi foarte feri. Asta cred. Poate că nu am știut întotdeauna și nici nu ne putem permite atât de mult să fim serioși, pentru că oamenii mai ales avem drepturi egale cu ceilalți. Avem drepturi egale, dar pe de altă parte țările net contributoare, cum să spun, câteodată au și ei nevoie de solidaritatea noastră, care nu se manifestă. Întotdeauna. Întotdeauna. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte cinstiți și să spunem că acest drum al solidarității trebuie să meargă într-un sens sau altul. Eu cred că această chestiune cu statul în genunchi vine dintr-o anumită lipsă de experiență, dar pentru prima dată avem această șansă istorică. Avem cele 5 scenarii puse pe masă, avem posibilitatea ca stat membru, pentru că noi până acum n-am avut niciun cuvânt de spus, e adevărat, în ceea ce urmează să fie viitorul Uniunii Europene. Avem pentru prima dată posibilitatea de a influența, de a discuta care este cel mai bun, pentru că eu sunt convinsă că până la urmă niciunul din aceste scenarii nu va fi mot-a-mot același, ci va fi o combinație din toate aceste scenarii. Sper să nu fie cel care nu este aici, despre care extremiștii vorbesc, desfințarea Uniunii Europene, pentru că pentru noi, într-adevăr, noi trebuie să îmbunătățim lucrurile, pentru că multe din criticile la adresa Uniunii Europene sunt valide, altele sunt nedrepte și cred că toate partidele politice și grupurile politice din Parlamentul European au făcut o mare greșeală, pentru că noi am lăsat să se multiplice toate aceste critici neoneste la adresa Uniunii Europene, fără să se vadă cât contribuie, cel puțin politica de coeziune, la îmbunătățirea vieții oamenilor.
Eu țin minte și acum, cum Nigel Farage spunea că vor veni 2 milioane de oameni automat după ce se vor ridica barierele de pe piața muncii. Și toți spuneam, ce ne coborăm noi la nivelul ăla să replicăm noi? Am făcut o mare greșeală, pentru că am lăsat aceste lucruri să se perpetueze. Același lucru l-a pățit și premierul Cameron. Deci după 8 ani, când ți-ai construit discursul că tot ce e rău vine de la Bruxelles și tot ce e bun vine din Marea Britanie, i-a fost foarte greu să schimbe în 3 luni de zile și să-i convingă pe Marii Britanici că lucrurile s-au de fapt invers. Deci eu cred că acest joc trebuie să înceteze. Colegul meu, comisarul european, să vă dau un exemplu, s-a dus pentru cercetare, Carlos Moedas, din Portugalia, s-a dus la Universitatea din Manchester. Și am spus, uite, i-am dat niște date, potrivit datelor noastre, această universitate a fost construită cu 300 de milioane de euro contribuție europeană. S-a dus acolo, n-a văzut niciun steag european, niciun semn european. L-a întrebat pe rector, dar de unde ați făcut așa această frumoasă universitate, ce Lord Mayor? Deci, cum să spun, există această tendință a autorităților de a nu recunoaște și sau de a nu spune că există această contribuție europeană. Toți primarii vor să spună, noi am făcut, da, noi am făcut, e adevărat, vă felicităm, dar banii provin din fondurile Uniunii Europene. Pentru ca oamenii să simtă, în Cluj, de pildă, să simtă că ei merg cu tramvaiul în fiecare zi datorită fondurilor europene. Cei care au fost concediați de la JUCU să știe că ei au acum loc de muncă pentru că au primit bani prin Fondul Social European pentru reconversie profesională și iată că această zonă s-a redresat și se dezvoltă și se modernizează. După plecarea Nokia. După plecarea Nokia. După plecarea Nokia. După plecarea Nokia, apropo de dublu standard care exista și atunci, am fost membră în Parlamentul European când nu au vrut să dea niciun ban, dar fabrica Nokia plecase și din Germania. Și s-au dat bani pentru reconversie din Germania, au plecat la noi și de la noi au plecat în Asia. Am spus atunci cum s-au dat bani pentru reconversie profesională a celor de la JUCU și s-au creat noi oportunități economice a celor din Germania, așa trebuie făcut și la JUCU. Și acolo a fost lupta noastră unde am câștigat și a contat și votul nostru. Deci din acest punct de vedere, fiecare la locul lui, în Parlamentul Național, în Parlamentul European, așa cum spuneam, primarii au un mare rol de acum înainte. Nu trebuie să dăm totul pe un guvern. Nu întotdeauna totul depinde de guvern. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Jocul de Putere, doamna Corina Crețu. A fost alături de noi. Noi continuăm dezbaterea serii La Realitatea TV. Veți vedea lucruri incredibile despre 2012 și ce a urmat alături de invitații mei. Vă mulțumesc și numai bine! Și